Cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus astăzi pe inimă pentru noi este din Evanghelia după Ioan. O să citesc de la capitolul 5, primele 10 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, primele 10 versete. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care și-au adus Biblia, dar și pe cei care au telefon. Și mai ales pe Timi, că afișează pentru toți. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Puteți ocupa locurile, e ziua sabatului, dar puteți ocupa locurile. Speranța este unul din cele mai importante sentimente care ne dă capacitatea nouă și în general omului dă capacitatea de a face față vieții tumultoase. Speranța este un sentiment extrem de important care ne ajută să facem față vieții, încercărilor, greutăților ei. Conform Cambridge Dictionary, speranța este un sentiment de încredere că ceva bun se va întâmpla în viitor. Acum, pierderea speranței este un lucru extrem de grav, pentru că dacă ne uităm după ceea ce au spus specialiștii, majoritatea oamenilor care ajung să-și pună capăt vieții și ajung să aibă tentative să-și pună capăt vieții, ajung acolo pentru că își pierd speranța. Pierderea speranței și importanța speranței este abordată și de către Viktor Frankl. Am mai vorbit despre el. Este vorba de cel care a întemeiat cea de-a treia școală de psihologie vieneză. Omul acesta a fost preocupat să înțeleagă omul și omul în căutarea sensului vieții, cartea pe care a scris-o, Viktor Frankl prezintă experiențele sale din cei 3 ani pe care i-a petrecut la Auschwitz. Acest om, evreu fiind, a ajuns în lagărele de concentrare de la Auschwitz. Prin urmare, pe lângă faptul că acolo s-a luptat să supraviețuiască, s-a luptat să reziste, ca astfel în 1945 să iasă din lagăr cu viață, lucru pe care puțini oameni l-au reușit, omul acesta a încercat să-l înțeleagă pe om și a vrut să-l observe pe om în cel mai teribil, probabil, sau cel mai groasnic loc în care ar putea ajunge omul, și anume lagărul de concentrare. Acolo unde suferința este cuvântul cheie. Viktor Frankl a încercat să observe atitudinile oamenilor din lagăr și modul în care ei se raportează la problemele vieții. Când vine vorba despre speranță, Frankl spunea felul următor: prizonierii care își pierdeau încrederea în viitor erau pierduți cu totul. Dar mai mult spune omul acesta că uneori pierderea speranței era un eveniment evident în viața oamenilor. Despre ce este vorba? El spunea în felul următor: erau unii oameni din lagăr
perfect sănătoși, care într-o dimineață se trezeau și decideau, voit, să nu mai facă nimic. Decideau să nu mai mănânce, decideau să nu se mai ridice din pat, da? Decideau să nu mai răspundă comenzilor, decideau să nu mai meargă la medic. Și spune Frankl în felul următor, când un om ajungea în situația asta, știam sigur că maxim 2 zile va muri, pentru că își pierduse toate speranțele. Și lucrul ăsta se și întâmpla. Pentru că spune Frankl, pierderea bruscă a speranței și curajului pot avea efecte mortale. Deși speranța este atât de importantă, realitatea vieții ne spune că uneori ajungem în momente în care ne pierdem speranța. Ajungem în momente în care nu mai avem nici o speranță. Viața ne duce în locuri în care nu mai vezi nicio cale. Viața ne duce în locuri în care nu mai ai nicio speranță. Întrebarea pe care mi-am pus-o când m-am gândit la acest mesaj, când ne pierdem speranța, ce ne rămâne? Când ți-ai pierdut toate speranțele, când nu mai ai nicio speranță, când nu mai vezi nicio speranță, când nu mai vezi nimic, întrebarea este ce rămâne? Astăzi am citit despre un om care și-a pierdut toate speranțele după 38 de ani de boală, după 38 de ani de încercări eșuate de a beneficia de vindecare. Acest bolnav ajunge să fie fără nicio speranță, ajunge să-și piardă toate speranțele și observăm asta din răspunsul pe care îl dă lui Iisus, îl întreabă Iisus: omule, după 38 de ani de boală, vrei să fii sănătos? Și ceea ce răspunde omul acesta ne arată că nu mai avea nicio speranță. Doamne, i-a răspuns omul, n-am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Vreau să fiu sănătos, dar nu mai am nici o speranță. Deși și-a pierdut toate speranțele, întâlnirea acestui om cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, i-a schimbat viața. Prin urmare, când nu mai avem nicio speranță, ce ne mai rămâne? Ne rămâne un singur lucru și acesta este, ne rămâne o singură persoană și acesta este Iisus Hristos. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus astăzi pe inimă este intitulat în felul următor: Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța. Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța. În primul rând aș vrea să înțelegem că Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța, deoarece El este preocupat de cei fără speranță. Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța, deoarece El este preocupat de cei fără speranță. În Evanghelia după Ioan, activitatea lui Hristos este prezentată în jurul a 7 mari miracole, 7 mari minuni. Așa este împărțită Evanghelia după Ioan, fiecare mare miracol a introdus un discurs pe care Iisus l-a ținut în fața poporului. Acum, minunea despre care am citit noi este cea de-a 3-a minune făcută de Iisus în Evanghelia lui Ioan. Primele 5 versete ale acestui text ne prezintă contextul în care această minune are loc, contextul în care Dumnezeu face, Iisus face această minune. În primul verset înțelegem timpul, da? Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu: era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. De foarte multe ori în Evanghelia după Ioan o să-L găsim pe Iisus Hristos lucrând sau acționând în jurul unor sărbători. De obicei, Hristos se apropie de aceste sărbători și vrea să facă o legătură între lucrarea sa și acele sărbători. De data aceasta, nu știm despre care sărbătoare era vorba. Tot ceea ce știm era că era o sărbătoare importantă, pentru că evreii se urcau la Ierusalim. În versetele 2-3 este prezentat locul în care se întâmplă această minune. Locul este Betesda, o scăldătoare din Ierusalim. Se presupune că oamenii puteau fi vindecați în această scăldătoare. Despre această scăldătoare exista o tradiție
că un înger cobora din când în când și tulbura apa, astfel încât oamenii care intrau, primul care intra în apă, putea fi vindecat. Acum, frații noștri și-au însușit și vor să facă un Betesda, dar această tradiție seamănă mai mult cu gândirea păgână decât cu gândirea creștină. Ideea de scăldătoare, de apă fermecată, era specifică păgânilor. Prin urmare, ceea ce se întâmpla la Betesda era ori o minciună, ori o lucrare demonică. Pentru că nu găsim nicăieri în conceptul cuvântului Dumnezeu o astfel de lucrare, un astfel de mod de a lucra la Hristos. În fine, ceea ce trebuie să observăm este că la scăldătoarea asta era plin de oameni bolnavi. Ceea ce mi se pare cel mai impresionant la textul acesta este că Iisus, într-o zi de sabat, când toți mergeau la templu, mă impresionează. Iisus Hristos, știți unde merge? Merge la scăldătoare. Betesda nu era un loc în care să petrești sărbătoarea. Nu era un restaurant la care să mergi după ce ai ieșit la biserică. Betesda era locul plin de bolnavi. Betesda era locul în care se răspândea un virus și Betesda era spitalul, dar nu spitalul nostru de azi, în care avem dezinfectante, unde avem, da? În care avem toate condițiile, ci era cel mai teribil spital, era plin de oameni bolnavi. Și în timp ce toți oamenii mergeau la templu, în timp ce toți oamenii mergeau la închinare și după aceea mergeau în familie să aibă părtășie, Iisus Hristos se îndreaptă la Betesda. De ce? Pentru că lui Iisus îi pasă de cei care erau la Betesda. Ba mai mult, Iisus nu se oprește să meargă doar la Betesda, ci îl caută pe acest bolnav care probabil era cel mai vechi om de acolo. 38 de ani, Iisus Hristos merge la el. Vreau să te întreb ceva, când ai făcut ultima dată o vizită în spital? Care dintre noastre, ridicați-vă rog o mână, care ați făcut vizită în spital, o mână sus? Ok? N-ați mai făcut de mult, da? E o perioadă în care nu prea se pot face. Dar pe când se puteau face vizite în spital? Vreau să vă întreb, pe cine ați vizitat? Poate mama, copil, nu? Mergem în spital să vizităm pe cei de care ne pasă. Iisus Hristos a mers la Betesda pentru că vreau să spun ceva. Lui Iisus Hristos e păstrat de acest om. Mergem în spital să vizităm oamenii care sunt importanți pentru noi. Iisus Hristos a mers la Betesda între bolnavi, în timp ce toți mergeau la templu, în timp ce era aglomerație spre templu, în timp ce erau parcările pline la templu. Dar vreau să vă spun, la Betesda nu era nicio mașină, la Betesda nu erau parcări, nu era nimeni pe acolo, era gol. Oamenii au mers la templu, la închinare, la părtășie. În timp ce toți fac asta, Iisus Hristos merge la Betesda. Pentru că vreau să spun ceva, ceea ce înțeleg din textul acesta este că lui Iisus îi pasă de cei de la Betesda, îi pasă de acest bolnav, de acest om fără nicio speranță. Și poate ești tu dintre cei care nu mai ai nicio speranță și te întreb, cui îi pasă? Vreau să spun ceva, îi pasă lui Iisus. Îi pasă lui Iisus. Este unul căruia îi pasă. Nu știu câtor oameni le pasă. Nu știu câtor oameni le pasă că ai ajuns la capătul speranțelor. Dar spun ceva, lui Iisus îi pasă. Will Gimeno a fost una dintre ultimele trei persoane care au fost salvate din dărâmăturile de la cele două turnuri gemene din 11 septembrie 2001, când cele două turnuri gemene au fost bombardate de avioane teroriste, avioane conduse de teroriști. Will Gimeno este unul din cei trei, ultimii trei care au fost salvați din dărâmături. Acum, cine este acest om? Părinții lui au trăit originar din Columbia și s-au mutat în America, au emigrat în America. Will Gimeno a crescut în America și a devenit polițist, da? A devenit polițist, o viață frumoasă, o familie frumoasă. În 11 septembrie, în 2001, Will Gimeno avea vârsta de 32 de ani și era înrolat în poliția portuară din New York.
în dimineața de 11 septembrie, Virgi Mâinu era în dubii să meargă sau să nu meargă la lucru. Vă dați seama ce dubii putea avea omul ăsta. Era în dubii să merg la vânătoare sau să merg la lucru. Dar a spus el, astăzi, hai să merg la lucru. Și nu și-a luat o zi liberă și a mers la lucru. N-a ajuns bine la lucru când o bubuitură mare s-a auzit. Nu știa despre ce e vorba, dar și-a dat seama repede, a fost informat în câteva minute, un autobuz a venit în fața poliției, au fost toți urcați în autobuz și s-au îndreptat spre cele două turnuri gemene pentru a interveni la salvarea oamenilor de acolo. Categorii când au ajuns acolo s-au pregătit, fiindcă erau o poliție, deci un departament special al poliției, au acționat în calitate de pompieri, aveau și responsabilitatea asta. Will Gimeno împreună cu colegii lui s-au echipat în pompieri și au urcat în primul turn, da? În primul turn și urcau în sus să salveze oameni. La un moment dat, în timp ce urcau, o parte din clădire s-a dărâmat. Și atât el cât și ceilalți colegi au fost prinși sub dărâmători. Will Gimeno era aproape de colegul lui, zdrobit de un beton mare. Și era prins în dărâmături, multe răni, stătea și aștepta. A stat câteva ore și la un moment dat a fost sigur, aici este viața mea, aici se termină totul, dureri, da, răni, a suferit multe operații după asta. Și era sigur că totul s-a gătat până aici. A spus, vreau să închid ochii, să fac o ultimă rugăciune. Și spune omul ăsta, în timp ce am închis ochii, am văzut o ființă albă, mărturia lui, o puteți găsi, a fost publicată în ziar, în America, nu-i o poveste. Am văzut o ființă albă venind spre mine și spunea el, nu i-am văzut fața, dar știam că este Hristos. A venit și mi-a întins o sticlă cu apă. Și spunea el, când a văzut vedenia asta, am înțeles că o să trăiesc. Deci m-am umplut de speranță și am putut să rezist încă câteva ore. Au durat vreo 20 de ore până a fost scos de sub dărâmături. După câteva operații și câteva săptămâni de terapie intensivă, și-a reluat viața și astăzi trăiește. Pentru că m-am regăsit atât de mult în imaginea acestui om și ne-am regăsit pe noi. Vedeți? Adeseori suntem prinși sub dărâmători. Suntem prinși sub propriile îngrijorări, suntem prinși sub poverile care ne apasă și ajungi să pierzi toată speranța și te întrebi ce este de făcut acum. Vreau să spun ceva, există o soluție și soluția asta e Iisus Hristos. Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța. Dar știi de ce? Pentru că lui Iisus îi pasă de tine. Pentru că Iisus îi pasă de cei care și-au pierdut speranța. De cei care nu mai au nicio speranță, lui Iisus îi pasă. Pe el îl interesează. Iisus este cel căruia îi pasă. Chiar dacă în urma analizelor pe care le-ai făcut, medicii ți-au spus că lucrurile stau foarte rău și ți-ai pierdut toate speranțele și te întrebi, oare cui îi pasă? Vreau să spun ceva, lui Iisus îi pasă de ceea ce simți tu, chiar dacă poate de ani de zile te rogi pentru soțul și soția ta și ai ajuns la capătul speranței și ai spus, nu se mai întâmplă nimic, vreau să spun ceva, lui Iisus încă îi pasă de tine, chiar dacă după luni de zile cauți un loc de muncă și tot ai încercat și tot ai sunat și ai mers la interviuri și ai început să-ți pierzi speranța, că e pandemie, că e greu, vreau să spun ceva, lui Iisus îi pasă. Chiar dacă de ani de zile cauți să te căsătorești și ai ajuns la capătul puterilor și ai zis, nu mai văd nimic, deci mi-am pierdut toate speranțele, vreau să spun ceva, lui Iisus îi pasă de tine, îi pasă de lupta ta, îi pasă de greutățile pe care le ai, chiar dacă ți-ai pierdut speranțele. De aceea El este soluția. În al doilea rând, Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța, deoarece El cunoaște suferințele celor fără speranță. Iisus cunoaște suferințele celor fără de speranță. Lui Iisus nu doar că îi pasă, mai mult de atât, Iisus cunoaște, Iisus știe. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în versetul 6. Iisus când l-a văzut să cânt și fiindcă știa
Iisus Hristos știa, fiindcă știa, spune cu Dumnezeu, că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Vreau să spun ceva, în acest verset, cuvântul grecesc folosit pentru știa, nu este un cuvânt care vorbește despre o informație pe care Hristos a primit-o. Nu știa Iisus, pentru că cineva i-a spus, auzi, vezi slămănogul ăla, la ăla de 38 de ani stă acolo. Nu, Iisus Hristos știa în natura sa de Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos știe cât de greu este când ți-ai pierdut toată speranța. Știe cât de grea este intensitatea și cât de intensă este greutatea suferinței tale. Știe cât de greu a fost 38 de ani, știe ce dureri a suportat, știa, Iisus Hristos știa. Adevărul ăsta că Iisus Hristos știe cu ce te lupți, este afirmat și în Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci spune cuvântul Dumnezeu, unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus știe suferința noastră, știe necazul nostru, știe ce înseamnă să ajungi la capătul speranțelor, să-ți epuizezi toate speranțele, să-ți pierzi speranțele, știe ce simți, știe luptele tale, pentru că El a făcut ceva, El a trecut pe unde treci tu. El știe. În Apocalipsa, când Dumnezeu vorbește, și citea și fratele Costel astăzi, iar asta când Dumnezeu vorbește celor 7 biserici, există un cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează fiecărei biserici în parte. Știți care este cuvântul ăsta? Fiecărei biserici, nu odată, uneori de două ori, Dumnezeu spune știu. Dumnezeu spune știu. Și în Apocalipsa 2:9, Dumnezeu spune știu necazul tău și sărăcia ta. Dar ești bogat și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei. Știu, zice Domnul, știu suferința ta, știu ce se întâmplă în viața ta, știu cât de greu este. Iisus Hristos cunoaște luptele pe care le dai. Nu știu dacă oamenii știu. Nu știu dacă oamenii te înțeleg. Nu știu dacă atunci când îți prezinți situația, problema, când stai de vorbă cu omul din fața ta, omul acela știe. Nu știu, dar vreau să spun ceva. Este unul care știe. Și ăla este Iisus Hristos. El chiar știe. El știe câtă durere, câte lacrimi, cât de greu este la capătul speranțelor, cât de greu este când nu mai ai nicio speranță, cât de greu a fost drumul până acolo. Știe. Știe toți anii care te-au dus în locul acesta, știe. Știe toate vorbele pe care le-ai auzit în mintea ta și pe care ți le-au spus oamenii, le știe. Și știe și lacrimile pe care le-ai vărsat când le-ai auzit. Știe Iisus. Am găsit o povestioară care ilustrează atât de frumos modul în care Hristos știe. Și este vorba despre un om care într-o zi și-a pus pe ușa, pe poarta de la drum, da? Și-a pus un anunț care cățeluș de vânzare, pui de câini, cățeluș de vânzare. Printre clienți interesați și-a făcut apariția un băiețaș micuț. Și băiețașul, da, cu spirit de comerciant, zice, domnule, zice, cât costă cățelușii? Și spune omul, $25. Păi, zice, nu am așa mult. Întristat, băiețașul zice, nu, am doar 2 dolari fumate, 2,50 dolari. Și spune băiețașul, auzi, dar totuși ai putea să-mi arăți cățelașii ăștia, aș vrea să-i văd. Și merge omul, îl cheamă înăuntru pe copilaș și îi aduce 5 căței, 5 câini frumoși. Știți frumusețile acelea de câini, da? Nu, nu iubim, nu ne îndrăgostim de ei, da? Și îi aduce acestui copil, doar că unul dintre ei avea o problemă la picior. Și copilul nu se uită foarte mult la ei, îl ia pe cel cu problema la picior, îl ia în brațe și spune copilul ăsta, pe câinile ăsta mi-l doresc. Ăsta aș vrea să-l am, pe ăsta m-aș bucura să mi-l oferiți. Doar că nu am bani, am doar 2,50 euro, 2,50 dolari. O să vă dau un rate, se poate? Spune omul, da, se poate. Dar omul pune o întrebare și spune, auzi, dar de ce vrei câinele ăsta? Știi că s-ar putea ca toată viața să nu poată umbla bine? Și copilașul se uită la acel om,
își ridică pantalonii și își arată proteza de la picior. Și spune în felul următor: vreau acest cățeluș deoarece el are nevoie de multă afecțiune și vreau să-i ofer această afecțiune. Nu e ușor să trăiești fără un picior. Mă gândeam că de multe ori Hristos se uită la noi și spune: nu-i ușor pe aici, că pe aici am trecut și eu. Nu-i ușor să ți se spună lucrurile astea. Nu-i ușor să duci lupta asta. Nu-i ușor prin pustiu ăsta, spune Iisus uneori, în dreptul nostru. Pentru că Iisus Hristos a trecut pe acolo. Poate că oamenii nu înțeleg ce simți când îți vezi copilul venind acasă în stare de ebrietate. Poate nu înțeleg, dar este unul care știe ce simți, ce este în inima ta, mamă sau tată. Poate că oamenii nu înțeleg ce simți, ce se întâmplă în viața ta când mergi acasă și îți vezi mama sau tatăl dependent de țigări și de alcool. Dar este unul care știe și este Iisus Hristos. Poate că oamenii nu înțeleg ce simți, da, când mergi acasă și nu-ți mai găsești tatăl sau mama, pentru că au plecat. Oamenii poate nu înțeleg. Este unul care știe. Poate că oamenii nu înțeleg cât de greu este să faci față atacurilor demonice, gândurilor negative care îți vin în minte. Poate că oamenii nu înțeleg asta. Nu știu cât de greu este să faci față șoaptelor care îți spun că nu ești nimic, că n-ai nicio putere, că ești un nimeni. Dar este unul care știe, este unul care știe cu ce te confrunți, este unul care știe lacrimile tale. Poate că eu astăzi nu știu cât ai plâns aseară, poate că fratele de lângă tine nu știe cât ai plâns aseară, poate că fratele de lângă tine nu știe de ce ții post în fiecare săptămână, poate că fratele de lângă tine nu știe ce lupte duci, dar vreau să spun ceva, este unul care știe și ăsta e Iisus Hristos. El știe! Știe. Și de asta este soluția perfectă, că nu mai ai nicio speranță. În al treilea rând, Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța, deoarece El este mai mult decât un simplu om. El este mai mult decât un simplu om. La întrebarea pe care Iisus Hristos o pune, da, vrei să te faci sănătos? Bolnavul dă un răspuns: Doamne, n-am pe nimeni. Doamne, spune bolnavul, n-am pe nimeni. O traducere, da, a expresiei Doamne, n-am pe nimeni, da, expresia n-am pe nimeni în limba greacă sună în felul următor. Îmi cer iertare că vă spun cuvinte în greacă, dar sper să nu vă supărați foarte tare. Antropon uc. Antropon uc, asta e expresia. Acum, traducerea în limba română a acestei expresii, într-un mod literal, da, ar suna în felul următor: om, nu am. Sau inversat, nu am om. Ce spune Iisus, ce se întâmplă aici? Iisus îl întreabă pe omul acesta: vrei să te faci sănătos? Doamne, spune bolnavul, nu am om. Nu am un om. Timp de 38 de ani, omul acesta a așteptat un om. Și poate că au fost oameni care l-au luat și l-au aruncat în scăldătoare, dar degeaba. Omul acesta încă era bolnav. Păi știți de ce? Pentru că oamenii nu l-au putut ajuta. Pentru că oamenii pentru acest om au fost nefolositori. Vedem raportarea oamenilor la acest om în versetul 10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Imaginează-ți, 38 de ani stai în același loc, stai în aceeași boală și într-o zi ești vindecat. Nu vă imaginați că omul ăsta avea pe cineva care să-l spele, să-l curețe, stătea într-o mizerie. Nu puteți să vă imaginați în ce condiții trăia omul ăsta. Și vine ziua în care e vindecat și evreii spune: stai acolo, omul. Asta face omul. Și vine Hristos și se uită la el și spune: Doamne, vreau să spun ceva. M-am săturat de oameni.
Dar ceea ce nu știa omul ăsta era că Iisus Hristos era mai mult decât un om. Ceea ce nu știa omul acesta era că Iisus Hristos, care stătea în fața lui, era mai mult decât un om. Iisus Hristos n-a venit să-i spună o predică. Iisus Hristos n-a venit să dea niște indicații. Iisus Hristos a venit la acest om fiind mai mult decât un om, fiind Dumnezeu. Lee Strobel, marele apologet creștin, spune în una din cărțile sale, Pledoarie pentru credință, spune în felul următor: răspunsul la suferință nu poate fi o idee abstractă, deoarece aceasta nu este o problemă abstractă, este o problemă personală, necesită un răspuns personal. Nu este o grămadă de cuvinte, spune Lee Strobel, răspunsul la suferință, ci este cuvântul cu cât mare. Nu este un argument filozofic, bine compus, bine țesut, ci este o persoană. Este o persoană, spune Lee Strobel, răspunsul trebuie să fie cineva, nu doar ceva, deoarece această problemă implică o persoană. Și continuă Lee Strobel și pune o întrebare: Doamne, unde ești? Da? Oamenii dau sfaturi, oamenii încurajează, oamenii mustră, oamenii te direcționează, oamenii te învață, oamenii te consolează, dar cel care te poate ajuta cu adevărat este Dumnezeul om, Iisus Hristos. Pentru că vreau să spun ceva, El este mai mult decât un om. Poate ai fost la medici, la cei mai buni medici, la cei mai pregătiți medici, și ai spus: în sfârșit, ăsta e bun, să-mi dea soluția. Poate ai fost la psihologi și ai stat de vorbă cu ei și ai plătit bani și au fost consilieri și au fost așa, atât de multe și ai căutat psihologi și mai buni. Poate ai consultat avocații, ai sunat cei mai buni avocați, ai căutat cei mai tari avocați și ai spus: în sfârșit, asta e soluția, în sfârșit, da? Poate ai vorbit cu specialiști, ai căutat specialiști în domeniu, ți-ai sunat prietenii, știi pe cineva, da? Poate ai ascultat predicatori faimoși și ai rămas la fel. Poate ai fost consiliat de pastori buni, de pastori foarte buni. Poate ai sunat cei mai tari proroci și ai rămas confuz. Vreau să spun ceva. Vreau să spun ceva. Tu nu ai nevoie doar de un om. Tu ai nevoie de omul Iisus Hristos, care este Dumnezeu și om. Iisus Hristos este soluția, deoarece El este mai mult decât un om. Ceea ce n-au putut face oamenii pentru tine, ceea ce n-au putut face medicii, ceea ce n-au putut face psihologii, ceea ce n-au putut face consilierii, ceea ce n-au putut face, poate chiar nici chiar prorocii, prin puterile lor, nu poate face Hristos. Pentru că El este mai mult decât un om și de asta El este soluția, Iisus Hristos. În ultimul rând, Hristos este soluția când ți-ai pierdut speranța, deoarece El are puterea de a te ridica din starea ta. Hristos este soluția când ți-ai pierdut toată speranța, deoarece El are puterea de a te ridica din starea ta. Versetul 8 este punctul culminant al acestui text. Versetul 8 este apogeul acestui text. În acest verset Iisus spune în felul următor: scoală-te, zice Iisus, ridică-ți patul și umblă. Iisus Hristos îi poruncește acestui bolnav să se ridice. Probabil și cel mai sigur, acest bolnav se aștepta ca Iisus Hristos să se pună lângă el și să spună în felul următor: auzi, vreau să spun ceva, eu nu sunt ca ceilalți. Eu astăzi mă pun aici lângă tine și până când, da, până când văd că se întâmplă ceva în apa asta din fața ta, un susur mic, stau aici lângă tine. Când am văzut că se tulbură apa, te iau în brațe și te arunc în apă. Asta se gândea bolnavul.
Poate în sfârșit cineva se gândește și la mine, 38 de ani am așteptat, în sfârșit o să vină unul care să mă arunce în apă. Dar Iisus nu face asta. Iisus Hristos poruncește. Iisus Hristos poruncește și spune, scoală-te. Scoală-te, spune Iisus, scoală-te. Scoală-te și ridică spatul. Iisus Hristos poruncește și când Iisus Hristos poruncește, lucrurile se întâmplă, pentru că ceea ce este în Hristos, ceea ce are Hristos și n-are nimeni, ceea ce are Hristos și n-are nimeni, Iisus Hristos are putere. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, îndată, îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla, îndată. Iisus Hristos a poruncit și îndată lucrurile s-au întâmplat. Și omul acesta nu doar că se face sănătos, ci ia patul și umblă, dovadă că în momentul acela, când Iisus a poruncit, omul acela a fost perfect sănătos. Mai sunt unii care vorbesc despre vindecări parțiale. Unde în Biblie găsim vindecări parțiale? Pe cine a vindecat parțial Hristos? Hristos este putere. Când Iisus Hristos poruncește, ascultă-mă ce spun, când Iisus Hristos poruncește, îndată se împlinește. Când Iisus Hristos i-a spus, ridică-te, îndată omul ăsta s-a ridicat. Dar este ceva și mai fascinant în textul ăsta, este ceva și mai fascinant. De obicei, când Iisus Hristos face vindecări, apare un lucru foarte frumos și spune cuvântul Dumnezeu că și s-a făcut după credința lui. Sau Iisus Hristos spune uneori, facă-se după credința ta. Mă uit în textul ăsta și lipsește partea asta. Nu spune Iisus Hristos nimic despre credința acestui om. Nu știu dacă avea ce să spună. Lipsește partea cu credința. Și m-am întrebat, Doamne, cum? Și am înțeles un lucru foarte important, că credința noastră nu schimbă pe Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Nivelul credinței tale nu influențează nivelul puterii pe care Hristos o are. Măsura în care crezi nu influențează măsura în care Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este atotputernic. Iisus Hristos poate. Chiar dacă tu nu crezi, El poate. Hristos are putere, indiferent cât crezi tu în El. Nivelul credinței tale te afectează pe tine, te împiedică pe tine să beneficiezi de puterea lui Dumnezeu. Nu influențează puterea lui Dumnezeu. El rămâne puternic. Hristos are putere. Nu știu cum l-ai în mintea ta pe Hristos, dar Hristos are putere când nu mai ai nicio speranță. Hristos are putere, are putere suficientă încât să rostească în dreptul tău, ridică-te, ia-ți spatul și mergi acasă și lucrul ăsta să se întâmple. Hristos are putere, Hristos este atotputernic. Hristos prin puterea ta, prin puterea sa într-o zi a schimbat apa în vin. Hristos prin puterea sa într-o zi a săturat cu 5 pâini și 2 pești 5.000 de oameni. Hristos prin puterea sa într-o zi a poruncit furtunii, taci fără gură, și furtuna a tăcut. Hristos prin puterea sa într-o zi și nu doar într-o zi, în multe zile a dat vedere orbilor. Oameni care n-au văzut din naștere, prin puterea lui Hristos au început să vadă. Hristos prin puterea sa a vindecat leproși, oameni dați afară din societate, oameni excluși din cetate, oameni puși deoparte, oameni condamnați la o viață mizerabilă. Hristos într-o zi, rostind în dreptul lor vindecare, au fost vindecați de lepră. Hristos prin puterea sa a vindecat un om cu mâna uscată, avea mâna uscată și Iisus Hristos i-a spus, întinde-ți mâna, pentru că în Hristos este putere. Hristos a vindecat un om, a eliberat un om de mii de draci. Hristos l-a înviat pe Lazar din morți și în final Hristos a înviat, pentru că are putere. Nu știu cum vrea diavolul să-l vezi pe Hristos, dar vreau să spun ceva, Hristos are putere.
Nu știu dacă crezi lucrul ăsta din toată inima, dar vreau să spun ceva. Hristos are putere. În seara asta Hristos este plin de putere. Hristos este îmbrăcat în putere. Este îmbrăcat în putere și în puterea Lui poate să rupă lanțul păcatului din viața ta, pentru că are putere. Hristos are putere și poate să stopeze în momentul acesta vocea diavolului care îți vorbește în minte, pentru că El are putere. Hristos are putere și poate să te elibereze de cea mai teribilă frică în care ești rob de zile întregi, de săptămâni, de luni. Hristos are putere și odată spune stop și se oprește, pentru că este Hristos atotputernic. Hristos are putere și te poate vindeca în seara asta. Hristos are putere și te poate scoate în momentul acesta din depresie. Hristos are putere și se poate atinge de cel din casa ta, poate să-i schimbe inima într-o clipită. Hristos are putere și poate duce din nou armonie în casa ta. Hristos are putere. Frații mei, lucru pe care Dumnezeu mi l-a pus azi pe inimă pentru mine și pentru noi, să vi-l spun, este că Hristos are putere. Cel în fața căruia pleci genunchii este plin de putere. Cel în fața căruia te închini este plin de putere. Nu-l mai vedea stors de putere. Nu-l mai vedea incapabil în fața problemelor tale. Nu-l mai vedea limitat pe Iisus Hristos. Este puternic Hristos. Dumnezeul tău este puternic. Dumnezeul tău are putere. Are putere. Ascultă-mă ce-ți spun. Nu știu care este locul în care ai ajuns să-ți pierzi toate speranțele. Nu știu care este domeniul în care spui nu mai este nicio șansă pentru mine, dar vreau să-ți povestesc astăzi, nu să-ți povestesc, să-ți spun despre un Hristos care are putere, despre un Hristos care atunci când rostești, oamenii se ridică, bolnavii sunt vindecați, dracii fug, puterea diavolului este oprită, pentru că este Hristos, pentru că are putere, pentru că nimic nu se compară cu puterea Lui, pentru că nu există o altă putere mai mare decât puterea lui Hristos. Ține minte lucrul acesta. Te închin celui mai puternic. Te rogi celui mai puternic. Dumnezeu cel mai puternic este Dumnezeul tău. Hristos are putere. Hristos al tău are putere. Dumnezeul tău are putere. Mântuitorul tău are putere. Nu este o putere mai mare ca a Lui. N-are boala mai mare putere. N-are diavolul mai mare putere. N-au oamenii mai mare putere. La locul tău de muncă, șeful tău n-are mai mare putere. N-au oamenii din viața ta care îți fac rău mai mare putere. N-au cei care te judec mai mare putere decât are Hristos. Hristos are putere. Hristos are putere. Când vei începe să crezi în puterea pe care o are Hristos, când vei începe să te închini în fața adevăratului Hristos, care este îmbrăcat în putere, care este îmbrăcat în putere, când vei începe să crezi că El are putere, când vei începe să-L vezi pe El mai presus decât problemele tale, nu-ți dai seama că te închini uneori în fața unui Hristos sleit de putere, în fața unui Hristos pe care ți l-au poate deformat oamenii, poate chiar predicile, poate chiar părerile oamenilor, poate diavolul în ultimă instanță a încercat să te mintă, să trăiești în robie, că până la urmă cine să te scape? Este cine să te scape, este cine să te elibereze în seara asta, este cine să te vindece în seara asta, este cine să te ridice în seara asta, este cine să-ți poruncească să stai în picioare în seara asta, este cine să te scoată din adâncul suferinței tale, din adâncul depresiei tale, din adâncul gândurilor negre, din adâncul dezamăgirilor, din adâncul lipsei de speranță. Este unul și ăsta e Hristos, care are putere. Hristos are putere. Poate că sunt deranjant, poate că deja expresia asta îți deranjează mintea, dar nu trebuie să fie așa. Trebuie să înțelegi, trebuie să începi să te închini în fața unui Hristos atotputernic. Trebuie să începi să te rogi. Nu, să nu te mai rogi, Doamne, dacă poți. Să nu te mai rogi, Doamne, dacă poți. Că poate, poate, frate drag, soră dragă, poate. Poate. Și vreau să ne ridicăm picioare.
Iisus Hristos cel îmbrăcat cu putere este azi în mijlocul nostru. Este aici. Iisus este aici. Este cu putere. Este plin de putere. Este îmbrăcat în putere. Vreau ca în seara asta să vorbim cu Iisus. Nu vreau să spun ce să-i spui lui Iisus, dar vreau în seara asta să-L privești pe Iisus plin de putere. Vreau ca în seara asta să te gândești la Iisus ca la Cel care a scos, ca la Cel care a scos miile de demoni. Vreau să te gândești în seara asta la Iisus ca la Cel care a dat viață. Vreau să te gândești în seara asta la Iisus ca la cel care a vindecat orbii, ca la Cel care a vindecat lepra, ca la Cel care a făcut acea mână uscată să aibă din nou viață în ea. Vreau să te gândești în seara asta ca la Cel care a strigat: Lazare, ieși afară! Vreau să te gândești în seara asta ca la Cel care a înviat din morți. Nimeni n-a mai înviat din morți prin propria putere. Singurul care a înviat din morți pentru că avea putere era Iisus Hristos. El a biruit moartea, n-a biruit-o altcineva pentru El. Nu i-a poruncit cineva: ieși afară, Hristoase. Nu, El s-a ridicat din morți pentru că are putere. Hristos al tău are putere. Vino în seara asta în prezența Lui, vorbește cu El. Spune care este starea în care te afli și crede că are putere ca printr-un singur cuvânt să te vindece. Nu mai sta rob necredinței, nu mai sta rob preconcepțiilor, nu mai sta rob ideilor pe care le-ai auzit, ci în seara aceasta fii liber să crezi că Iisus al tău este plin de putere. Este plin de putere, este îmbrăcat în putere. Și un singur cuvânt este suficient în dreptul tău. Este suficient să spune Iisus Hristos în seara asta, cum a spus acestui slăbănoc: ridică-te și umblă. Și în momentele acelea te vei putea ridica din anii de depresie, din anii de robie spirituală. Nu te uita la tine, nu ai nicio putere. Tu ești pe lângă. Nu te gândi la ce poți tu. Nu te gândi la discipline, la ce poți tu, la postul pe care poți tu ține, la ce poți tu face. Lasă-le deoparte. Pieri. Dă-te la o parte din fața prezenței lui Hristos. Uită-te la Hristos, nu te mai uita la tine. De ce te tot uiți la tine? De ce te gândești la ce poți tu? De ce te gândești la ce reușești tu? Doamne, ce o să reușesc? Că nimic. Singurul care te poate salva, singurul care poate, care are o soluție pentru tine, singurul care are o soluție pentru locul în care ești, pentru starea în care te afli, este Iisus. Este Iisus. Închide ochii și roagă-te. Închide ochii și stai de vorbă cu El. Vorbește cu El. Este aici astăzi, este Iisus aici, este Iisus îmbrăcat în putere, vorbește doar cu El, vorbește doar cu El și spune-i Lui: Iisuse, Tu cred că ai putere și în fața puterii Tale vin așa cum sunt la capătul puterilor, eu nu mai pot, Doamne, eu nu pot, eu mi-am dat seama cât pot, nu pot nimic, Tu poți în schimb, Tu, Iisuse Hristoase, poți, Tu, Iisuse Hristoase, poți astăzi să-i liberezi, Tu, Iisuse Hristoase, poți astăzi să-i liberezi și mă rog să-i liberezi pe cei care se află, Doamne, în robia fricii. Tu, Iisuse Hristoase, poți să-i liberezi și mă rog să-i liberezi astăzi pe cei care se află în robia dezamăgirii. Tu, Iisuse Hristoase, poți și mă rog să-i liberezi astăzi pe cei ce se află sub presiunea diavolului.